1 martie a fost marcat și la Palatul Culturii Teodor Costescu printr-o expoziție inedită de arte vizuale numită Salonul de Primăvară. Iubitorii de artă și frumos o pot vedea în sala Gheorghe Anghel până la sfârșitul lunii martie. Salonul de primăvară a devenit o tradiție la Palatul Culturii Teodor Costescu, iar în acest an continuă cu o expoziție de arte vizuale de cea mai bună calitate. Vernisajul de seara trecută este un moment de bucurie estetică de cea mai bună condiție, dar și un semn al unei izbânde clare și absolut onorabile. Iată că o foarte frumoasă tradiție, acest salon al artelor plastice meirințene, continuă. Galeria de artă Gheorghe Anghel a Palatului Culturii Teodor Costescu găzduiește, începând de aseară, un regal al artei plastice mehedințene și o bucurie estetică deosebită pentru publicul care gustă arta plastică. Ne bucurăm și suntem onorați să găzduim acest salon. Noi mulțumim domnului Dan Cepeș pentru că a organizat și în acest an la noi acest salon care dă măsura frumuseții și cotei înalte la care este situată arta plastică mehedințeană, artiștii noștri, de care suntem extrem de mândri. Expoziția din luna martie, din sala Gheorghe Anghel, are prilejul să aducă în fața publicului severinean lucrările artiștilor ce fac parte din Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Drobeta Turnu Severin, dar și a colaboratorilor acestora. În această perioadă, în luna martie, în sala Gheorghe Anghel se vor regăsi artiști și din Brăila, și din București, și din Gorj, dar și din Timișoara. Aceștia sunt prietenii și colaboratorii membrilor Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Drobeta Turnu Severin. Salonul de primăvară este o expoziție cu tradiție în sala Gheorghe Anghel. De câțiva ani încoace găzduim această minunată expoziție, care anul acesta este din ce în ce mai variată. Artiștii au venit în fața publicului cu lucrări atât de pictură, de sculptură, de grafică 3D, instalații. Deci, pe de o parte, dorind membrii Uniunii Artiștilor Plastici să satisfacă toate gusturile iubitorilor de artă. Unul dintre artiștii prezenți în sală a fost Andrei Coptil. Sculpturile mele sunt din marmură, reprezintă femeia. Am abordat subiectul acesta de circa 20 de ani. Este aproape unicul motiv pe care îl lucrez. Îmi place ce fac și particip frecvent la expozițiile unii artiștilor din Drobeta Turnu Severin. Suntem la pavilionul expoziției de primăvară. Am văzut toate lucrările. Îmi plac lucrările lui domnul Cepeș, acolo unde se joacă cu violetul și galbenul. Galbenul care este o culoare greu acceptabilă sau cine știe sau puțin știu să o lucreze. Și avem aici în spatele nostru două lucrări deosebite, impresionant pentru mine. Deci pentru mine este doar părerea mea, al lui domnul Dăncilă, în culoare, cred că n-are egal aici. La ora actuală, datorită minunatelor rețele de socializare, nu mai există nimic. Acolo unde ești tu, există centru. Pentru noi, iubitorii de artă din Turnu Severin, artiștii și iubitorii de artă din Turnu Severin, ce s-a întâmplat ieri aici a fost centrul lumii noastre culturale. Nu mai există că e mai important locul ăla, nu. Este important acolo unde ești, acolo unde lucrezi, unde pictezi sau unde cânti sau unde faci teatru sau unde faci spectacole. Nu mai există diferențieri. Pentru că imediat s-a pus
pe Facebook, toată lumea a văzut, nu mai este, domne, că fac ceva și nu mai mă vede lumea, că nu mai știe nimeni, nu e adevărat. Acum ne știm. Severinenii sunt așteptați până la sfârșitul acestei luni pentru a se bucura de această expoziție.